Cinci firme au participat la licitație organizată de Spitalul Slatina pentru modernizarea și recompartimentarea secțiilor de pediatrie și neonatologie din blocul materno-infantil. Licitația a fost câștigată de asocierea firmelor Diamant Grup SRL Slatina și Confort Grup SRL Slatina. Am desemnat câștigătorul pentru realizarea și modernizarea celor 4 etaje din blocul materno-infantil, vorbim de cele 2 secții, neonatologie și pediatrie. Probabil săptămâna viitoare, dacă nu vor exista contestații și din punctul nostru de vedere nu sunt motive pentru contestații, săptămâna viitoare încheiem contractul și imediat în perioada următoare semnării contractului o să demarăm lucrările la cele 2 secții, neonatologie și pediatrie. Reprezentanții unității medicale spun că au estimat valoarea lucrărilor la 28 de miliarde de lei vechi. Suma adjudecată a fost mai mică, respectiv 22 de miliarde de lei, spitalul reușind astfel să facă o economie de 6 miliarde. Imediat după semnarea contractului începe reabilitarea, care este estimată să se termine până la sfârșitul anului. Săptămâna viitoare vor începe lucrările și la parterul blocului materno-infantil, unde va fi renovat și dotat biroul de internări de la obstetrică-ginecologie. Următoarea licitație va fi organizată pentru corpul central al spitalului. În perioada imediat următoare vom demara procedura de licitație pentru reabilitarea totală a blocului central. Sperăm până la finalul anului acesta, cel târziu începutul anului viitor, să avem desemnat un câștigător. Ca și în cazul blocului materno-infantil și corpul central al spitalului, Slatina va fi modernizat și recompartimentat. Finanțarea va fi asigurată tot de Consiliul Județean și Ministerul Sănătății.